roșii, busuioc. Așa. Avem salvie, frunzulițe de salvie, rozmarin, 3 roșii. Dar cum fiecare puneți după mărimea familiei. Aici am 3 cartofi, i-am pus în apă. Așa. Vom mai avea nevoie de piper, ulei, sare și orez. Deci cam la fiecare roșie vom pune de orez. Și acum să facem și un cățel de usturoi. Vom începe să curățim și să scobim roșiile. Am să dau deoparte. Și vom pune aici ce scoatem din interior. Și voi tăia cu un cuțitaș. Ia să așezăm așa aici, să vedem dacă se vede. Așa se vede, nu? Voi tăia așa cu un cuțitaș partea de deasupra. Și acum să scobim și să punem în interior. Așa. Și să scoatem. Ne puteți ajuta și cu o lingură. Ia să-mi aduc o lingură. Și scoatem. Așa. Facem așa la toate 3. Și astăzi avem roșii umplute cu orez și cartofiori garnitură și pâinică din semințe de ier, deci fără făină. Așa. Vedeți? Și punem așa aici. Și scoatem de aici totul. Așa. Peste roșii vom pune sare. O să presurăm așa sare în interior. Da? Și le dăm puțin deoparte. Și acum o să blenduim ce am scos, acea pulpă. Și vom blendui pulpa. Așa. Și o să punem așa aici. Și blenduim. Atât.
Și punem înapoi în vasul nostru. Vedeți? Așa. Acum vom adăuga puțină sare, puțin piper. Așa. Și la fiecare roșie eu voi pune cam două linguri de marase, două linguri de orez. Acum depinde, o lingură depinde și de orez. O lingură jumătate, două, dar eu am să pun două. Lingura mea nu este așa de mare. Așa. Și avem trei roșii și am să pun așa, ia uitați, rase, da? Cam așa. Una, două, trei, patru, cinci și șase. Și amestecăm. Și în interior, aici, vom pune busuioc, frunzulițe de busuioc. Ia să mi le aduc. Vedeți? Le puteți stoca sau le puteți rupe pur și simplu așa și le puneți în interior. Și acum această compoziție o lăsăm să se odihnească măcar o oră. Și după aceea vom umple roșiile. Așa. Eu am să o pun așa deoparte puțin. Și să ne uităm la cartofi. Îi vom tăia. Așa, ia să punem, să-i scoatem din apă. Aici am trei cartofi. Și acum vom tăia cartofii. Ne uităm și la cuptor, la pâinica noastră. Așa, și vom tăia cartofii. Am să-i tai așa bucăți mai mari. Ia uitați, așa. Și îi voi pune între roșii. Vedeți? Ia uitați. Așa. Dacă vi se par prea mari, mai tăiați. Le puteți face și mai mici. Așa. Pâinica noastră este aproape, nu m-am uitat la ceas, dar încă puțin și este gata. Vedeți? Cartofiorii. Așa.
Așa. Și acum avem cățelul de usturoi. Eu le-am spălat pe toate, să știți. Așa, și scoatem cam așa. Vă place mai mult usturoi, puneți mai mult. Și vom tăia usturoiul. Așa. Vom tăia și salvia. Aici a rămas busuioc și am să-l pun înapoi acolo. Așa. Și vom tăia și salvia. Am să o strâng așa bine. Și o tăiem așa. Bucățele. Acestea le vom pune peste cartofi. Așa. Și puțin rozmarin, tot la fel. Și acum vom toca bine totul. Așa. Cât mai mărunțel posibil, dacă e posibil. Dacă puteți. Așa, ia să dăm jos și să tocăm. Deci rozmarinul trebuie tocat foarte bine, să fie cât mai micuț. Așa, eu am să las așa. Și acum o să-mi aduc o tavă. Eu astăzi am optat pentru o tavă din aluminiu. Și am să fac astăzi. Așa, să mă uit puțin la cuptor. Ia să vedem, cred că sunt gata. Am să dau puțin deoparte. Așa. Și roșiile. Să punem tava cu pâinica să vedem cum arată. Ia să vedem. Pare să fie gata. Da. Și acum să scoatem, să vi le arăt. Vedeți? Uitați-le. Așa. Imediat o să le scoatem. O să le scot acum. Lăsăm să se răcească puțin, puțin, puțin. Am să pun aici deasupra.
și imediat o să scoatem. Așa. Și acum, în tava mea din aluminiu sau o tavă, eu am să pun cartofii aici, pe toți. Așa, vedeți? Punem cartofii, voi pune ulei. Așa. Voi pune aceste condimente pe care eu le-am tocat aici. Le voi pune pe toate. Voi pune sare. Voi pune puțină sare, așa, pe cartofi. Dacă dorim, putem pune și piper și nu ne rămâne decât să îi amestecăm așa bine. Eu îi amestec așa cu mâna. Așa. Vedeți? Așa. Îi amestecăm așa bine pe... Așa. Și acum. Aici avem roșiile. Să vedem orezul nostru cum este. Vedeți? A început să se umple puțin. Deci ar trebui cam o oră rămas la odihnit. Vedeți? Și fiecare roșie se umple cu această compoziție. Se pune căpăcelul. Eu am să le umplu să vă arăt, dar eu am să mai las și după aceea dau la cuptor. Așa, și am să vă arăt când este gata. Vedeți? Și umplem așa roșiile cu această umplutură de orez. Așa. Și o să le așezăm aici în tavă. Vedeți? Așa. Și o să le așezăm așa aici. Și punem căpăcelul deasupra. Așa. Punem căpăcelul. Hai să le punem așa. Punem căpăcelul și așezăm așa aici. Și nu ne rămâne decât să dăm la cuptor la 180 de grade până este gata. Vedeți? Așa. Și aceasta este o mâncare sănătoasă, fără carne. Pentru cine dorește fără carne, sau puteți umple chiar și cu carne aceste. Eu le voi lăsa până orezul se umflă bine, bine. Deci cam o oră. Puteți face această compoziție și seara și a doua zi dați la cuptor. Și a doua zi faceți și carne.